Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la 1 Corinteni, capitolul 12. Voi citi de la versetul 12 până la versetul 27, pagina biblică, 1122. 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 12, pagina biblică, 1122. Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor N-am trebuință de voi Ba mai mult, mădularele trupului Care par mai slabe decât cele uh, La alte sunt de neapărată trebuință Și părțile trupului care par vrednice De mai puțină cinste Le îmbrăcăm cu mai multă podoabă Așa că părțile mai puțin frumoase Ale trupului nostru capătă Mai multă frumusețe Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste. Pentru ca să nu fie nici o dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare împarte mădularele lui. Amin. Vă rog să vă așezați. Modelul preferat astăzi de biserică este biserica de tip restaurant. Dacă vorbești cu cei mai mulți oameni, își propun, își doresc o biserică de tip restaurant. Despre ce este vorba? La restaurant te duci când vrei tu și pleci când vrei tu. La restaurant comanzi ce vrei să mănânci și în măsura posibilităților ale restaurantului și ale tale personale mănânci ce se poate. La restaurant nu ai nici o obligație. Nu te interesează dacă este cal sau frig, nu-i treaba ta eventual, spui vreau într-un fel sau altul să fie temperatura. La restaurant nu te interesează dacă este cineva care să prepare mâncarea sau nu, tu plătești și ai anumite așteptări. Nu te interesează dacă cineva spală farfurile sau nu le spală farfurile, paharele, nu te interesează. Ai venit ca un simplu consumator care îți dai partea ta și cam asta este totul. Nu ai nici un atașament față de restaurantul respectiv. Vorba unui prieten care îi place să mănânce mult la restaurant, zice, dacă nu mă servește bine, dacă nu-mi dă mâncare proaspătă, nu mai mă duc. Și asta este. Pavel ne propune în această dimineață o altă abordare. Abordarea de tip biserică-restaurant nu este regăsită în scriptură. În această dimineață, Sfântul Apostol Pavel ne aduce înainte o altă abordare a bisericii și anume biserica este trupul lui Hristos. Hristos este capul și noi suntem mădulare unii altora și împreună mădularele lui Hristos. E foarte important să înțelegem că aceasta este perspectiva lui Pavel, aceasta este perspectiva Noului Testament asupra Bisericii, nu o Biserică de tip restaurant, ci o biserică de tip trup al lui Hristos, trupul spiritual al lui Hristos. În această zi vreau să continuăm seria de mesaje biblice despre valorile Bisericii în vierea. Și o valoare foarte importantă este loialitatea față de biserică. Despre Don Joan se spune că iubea femeia în general. Și sunt unii filozofi care filozofează modul lui de a se raporta la femei și spune el a iubit femeia în general și n-a putut să iubească doar o femeie în particular. El a fost iubitor de femei, dar nu iubitor de femeie. Astăzi, mai mult ca oricând, avem Don Joan spiritual care spun că iubesc biserica în general, dar nu pot să spun eu îmi iubesc biserica din care fac parte. Așa cum nu este normal să iubești mai multe femei ce să-ți iubești nevasta ta, la fel este foarte important să fii atașat de biserica din care faci parte. Să fii atașat de biserica aceasta. Loialitatea față de soția ta, loialitatea față de copiii tăi, față de părinții tăi este foarte importantă, dar în același timp este importantă și loialitatea față de biserica lui Dumnezeu. Când nu ești loial bisericii Domnului, pentru tine biserica sau pentru mine, biserica nu este nimic altceva decât un restaurant spiritual. Dacă ești un om care înțelegi că rolul tău este de a fi mădular în trupul lui Hristos și Hristos este capul acestui trup, dintr-o dată perspectiva se schimbă și înțelegi că ești un mădular important în trupul lui Hristos numit Biserica Învierea. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea această conștientizare și să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne dăm toată silința să punem umărul la lucrarea lui Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să vorbesc despre această valoare, și anume a loialității față de biserică, față de biserica locală. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi se intitulează De ce să spese de biserica locală? De ce să spese de biserica locală? Și primul argument ca să-ți spese de biserica locală este acela că atitudinea ta față de biserică oglindește relația ta cu Isus. Primul motiv pentru care te rog să spese de această biserică este că relația ta cu Isus este oglindită în relația ta cu biserica. Atitudinea ta față de biserică oglindește relația ta cu Isus. Pavel spune în felul următor, frații mei, nu sunteți, nu știu, o, uh, un restaurant, nu sunteți o chestiune lipsită de importanță, de conexiune între voi. Voi sunteți trupul lui Hristos. Când spune lucrul acesta la Corint, este ceva scandalos. În biserica din Corint, oamenii sunt... Uh, în anumite ierarhii sociale. Sunt foarte mulți sclavi și sunt și câțiva oameni bogați. Și Pavel vine și spune în biserică: Sunteți la fel de importanți. Multimilionarul și săracul lipit pământului, chiar sclavul, sunt mădulare unii altora în trupul lui Hristos. De asemenea, sunt cândva, câțiva la Corint care au funcții importante în cetate. Unul este economistul cetății, dar omul acesta este parte în același trup cu sclavul care nu are absolut nimic, nici hainele după el. Voi toți sunteți mădulare unii altora și împreună, spune Pavel, sunteți trupul lui Hristos. Cu alte cuvinte, spune Pavel, atitudinea ta față de fratele, sora din biserică, că este mai bogat, că este mai sărac, că este mai educat, că este mai puțin educat, reflectează sau reflectă într-un mod foarte clar oglindește atitudinea ta față de Hristos. Nu poți să spui, mie îmi pasă de Hristos, eu am o relație bună cu Domnul, eu mă rog, eu postesc, eu citesc Scriptura, eu sunt aproape cu Domnul, eu umblu cu Domnul în fiecare zi și nu-ți pasă de trupul lui Hristos, este o anomalie. Pentru că nu poți să spui, auzi, mie îmi pasă de cap, dar nu-mi pasă de deget, îmi pasă de cap, dar nu-mi pasă de picior. Biblia spune că atunci când cineva suferă, un mădular suferă, suferă tot trupul împreună cu mădularul respectiv, Relația ta cu Isus Hristos, spiritualitatea ta, spiritualitatea mea se vede în cât de mult ne pasă de biserica locală. De ce să spese de această adunare? Pentru că fratele meu și sora mea, atitudinea ta față de biserică oglindește relația ta cu Isus Hristos. Cât de interesat ești tu de frații tăi, de surorile tale? Cât de interesat ești, de exemplu, de problemele lor spirituale? Cât de interesat ești, de exemplu, de problemele lor financiare? Cât de mult îți faci timp să stai cu ei de vorbă? Îți pasă, de exemplu, de proiectele bisericii? Eram odată în oraș, m-am întâlnit cu un frate de la o anumită biserică și știam că au evangelizare la biserică. Și el stătea frumos și mânca în oraș, la restaurant. Și zic, da, ce faci cu mie? Și sunt bine, zice, cum vă mai merge la adunare? Ce poate întreba un păstor? Despre familie și despre adunare. Cum vă merge la adunare? Zice, bine merge la adunare, avem evangelizare. Și zic eu, da tu? A, păi n-am eu timp de așa ceva, treaba lor, zice. Măi frate, dar nu ești partea trupului Hristos? De fapt, o astfel de atitudine, iertați-mă, eu trebuie să fiu deschis cu voi că sunt pastorul vostru. Și eu nu vreau să vă satisfac și să vă împlinesc pe voi sau să vă predic cum vă place, ci vreau să placă plac Domnului. Și datoria mea este să vă spun adevărul. Încerc să vă spun că se poate de eleganță, nu vă jignesc, dar vreau să vă spun adevărul. Adică, dacă tu nu ești parte acestei biserici cu rugăciunea ta, cu postul tău, iartă-mă, nu e o relație bună cu Domnul. Dacă ție nu-ți pasă de proiectele unei adunări, ești acela noi la adunare, de evangelizare, de post, spunem tu cum ești tu bine cu Domnul? Păi dacă, de exemplu, soția ta și o iubești mult, vrea să meargă la unul noaptea undeva, până, de exemplu, la Budapesta, ce faci tu ca soț iubitor? Mâineva să dăm pace că am uitat târziu, vreau să dorm? Sau te ridici dacă îți iubești soția și te pui în mașină și te duci pe la Budapesta? Dar de ce? Care e chef să meargă până acolo? Adică o relație bună, nu e ceva de genul, auzi, eu am chef stă să gândesc, dar pe mine nu mă interesează, apoi eu trebuie să visez în seara asta, eu trebuie să dorm, eu trebuie să mă odihnesc, că dacă nu mă odihnesc bine, nu știu ce se întâmplă, n-am eu de așa ceva. Când îți iubești nevasta, faci totul pentru ea. Când îți iubești soțul, faci totul pentru el. Când îți iubești copiii, faci totul pentru ei. Părinții, faci totul pentru ei. Când îl iubești pe Hristos, faci totul pentru Biserica Lui. Pe Hristos nu-l poți despărți de biserică. Asta este o invenție omenească. Biserica este trupul lui Hristos. Felul în care te raportezi la biserică. Cât de mult îți pasă de fratele, de sora de lângă tine. Te interesează cu ce lupte spirituale se confruntă. Te interesează care sunt păcatele lui. Cum ai putea să-l ajuți. Te interesează să stai cu el de vorbă două-trei minute. Nu știu cum să vă motivez mai repede să veniți mai repede la adunare. Tă mă gândesc că așa ar fi o chestiune foarte interesantă la un moment dat, numai că noi avem aici prin Harul Domnului și bunăvoința sora loc mare de parcare. Dar am citit că undeva în America un păstor a avut probleme cu frații care veneau puțin mai târziu la adunare. Și ce s-a gândit păstorul ăsta? Zice, numai câteva locuri de parcare. Să vedeți cum vor veni frații rapid să nu mai întârzie. Vă rog să veniți o leacă mai devreme la adunare, măcar cu 10-15 minute, să mai stai de vorbă cu fratele sau sora, cât ți pasă de el. Măi, frate, cu ce probleme mai te confrunți tu, mă? Care sunt luptele tale spirituale? Pentru ce aș putea să mă rog pentru tine? Păi dacă eu vin la fix, sau la și două, trei, cinci minute, cum poți să vorbești cu celălalt? Când se termină slujba, nu fugi imediat acasă, stai o leacă de vorbă cu fratele, sora din adunare, să vezi care sunt problemele lui, care sunt dorințele lui, pentru ce ai putea să te rogi, cum ai putea tu să fii de folos? Să-ți pese de fratele și sora, să-ți de exemplu, de această seară specială de evangelizare, să nu o tratezi superficial. Știți care este marea problemă la ora actuală? Cei mai mulți creștini zic în felul următor să facă pastorul, să facă prezbiterul, să facă diaconul. nu e normal. Cine trebuie să nască mielușei? Răspundeți-vă la întrebarea aceasta. Păstorii? Oile. Spuneam data trecută că biserica de la 120 de oameni, până în secolul al III-lea, da? când Hristos pleacă în glorie, sunt 120 de oameni în biserică. În 300 de ani, biserica a avansat până la peste 25 de milioane de, de, creștini. Vă dați seama ce explozie a fost? Știți de ce? Pentru că oamenii au zis, fiecare dintre noi când ne prăștem de la Ierusalim, trebuie să predicăm Evanghelia. Pentru că le-au păsat la unii de ceilalți. Marea problemă este că pentru cei mai mulți biserica devine restaurant spiritual. Și asta înseamnă nicio responsabilitate Ascultă-mă, nu la întâmplare te-a pus Dumnezeu acea în adunare Dumnezeu te-a dus aici ca să te identifici cu poporul de aici Dumnezeu te aduce aici ca să te rogi Pentru frați, pentru surori Să te pui împreună cu frații, cu surorile La carul Evangheliei, să aducem oameni la Dumnezeu Să ne pese de biserica locală Pentru că felul în care tratăm biserica aceasta locală Ascultați-mă, arată Cum îl tratăm noi pe Domnul Ești prezent? În ce să fii prezent la toate slujbele bisericii? Tăi m-am gândit așa, ce salară am luat noi dacă am merge la lucru cât venim la adunare? Tăi m-am gândit așa, dacă ne-am implicat noi în lucrul Domnului, că ne-am implicat în viața de fiecare zi, cum ar înflori biserica? Aud oameni de gen, auzi, uh, fac asta în timpul liber, mă, nu mai fă în timpul liber, că îl pe Dumnezeu, mă. îl jignești pe Dumnezeu. Să nu mai spui chestiunea asta. Tu trebuie să faci asta mai bine decât lucru, că e vorba de Dumnezeu. Când aud pe unul, bă, auzi, când am chef, slujesc, bă, omule, tu nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu atunci. Cum poți să spui că e mai important business-ul tău ca Domnul? Cum poți să spui că e mai importantă, nu știu, meciul decât Domnul? Cum poți să spui că e mai important? Păi dacă Dumnezeu e centrul vieții tale, Dumnezeu pe primul loc. Da, frate, dar eu cu Domnul la biserică. Nu, nu există așa ceva. Lasă-te învățat, zmerește-te în dimineața aceasta și lasă-te învățat de Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel vine și spune în felul următor, biserica este trupul lui Hristos, nu-l mai despărți pe cap de trup. Ai văzut pe aici, prin oraș, pe unul, mergând fără cap pe stradă? N-ai văzut pe niciunul. Păi nu mai există omul respectiv. E o anomalie. Noi imaginează cum arăta trupul lui Hristos sau cum arată trupul Domnului când unul merge în stânga, unul merge în dreapta, unul merge la plimbare, unul merge în vizită, unul merge la strand, unul merge la iarbă verde, duminica și sus e prezent în adunare. Păi imaginează sunt un picior, încolo, dincolo, mână dincolo. Unde-i pasiune față de Hristos? frații mei, surorile mele, relația noastră cu Domnul se oglindește în felul în care tratăm biserica. Ăsta este adevărul lui Dumnezeu. Pavel spune, noi suntem trupul lui Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar poate spui, chiar ai argument pe lângă acest text că Iisus Hristos se identifică așa de mult cu cenicii lui? Răspunsul este da. Fapte capitolul 9. Saul încă nu se convertise. Sufla amenințare. Mergea din cetate în cetate să-i prigonească pe creștini, să-i aresteze. Și interesant spune Scriptura că la un moment dat se duce la Damas să-i aresteze pe creștini. Și când se duce el spre Damas să aresteze pe creștini, dintr-o dată Hristos îi se arată și spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Se pune întrebarea, cine ești tu, Doamne? Cum adică te prigonesc? Eu prigonesc pe creștini din Damas. Și Domnul spune, auzi, pe mine mă prigonești, eu sunt Isus Hristos pe care tu îl prigonești. Niciodată pe Isus și pe biserică nu poți să îi desparți. Hristos este una cu biserica, pentru că Isus Hristos este capul bisericii și biserica este trupul lui Hristos. Ascultă-mă bine ce spun preibitul meu. Relația ta cu biserica, atitudinea față de biserică, dar biserica locală, ascultă-mă ce spun. Că în general, și Don Joan a iubit femeia în general, se spune. Și sunt filozofi care spun că marea lui problemă a fost iubirea extraordinară față de femeie. Și el și elogează. Dar zice, au avut o problemă cu o femeie, nu se oprească numai la o femeie. Nu așa cu mulți astăzi, pentru că sunt pasionați de biserică tip restaurant. Iubim totul, suntem peste tot și nu suntem nicăieri. Asta, cum ar arăta căsnicia ta, dacă ai fi cu toate femeile și nu ești cu niciuna? Cum ar arăta căsnicia ta, dacă ai fi cu toți bărbații și cu niciunul? O biserică se clădește prin Duhul Sfânt și prin contribuția fiecăruia dintre noi. Dragul meu, te rog, notează primul lucru, pentru care e foarte important, atât tu cât și eu, să fim loiali acestei adunări. Acestei lucruri pe care Dumnezeu ne-a încredințat o Primul argument este acesta, pentru că relația noastră cu Isus se oglindește în relația noastră cu biserica. Atitudinea noastră față de biserică oglindește relația noastră cu Domnul. În al doilea rând, pentru că ai nevoie și de aportul celuilalt ca să-ți împlinești menirea. Ai nevoie și de aportul celuilalt ca să-ți împlinești menirea. Zice Scriptura că ochiul nu poate zice mâini am trebuință de tine. Piciorul nu poate zice oreche, n-am trebuință de tine. Toți avem nevoie unei de ceilalți. De fapt, trupul este valoros doar în măsura în care este trup. Dacă nu mai este trupul mădular, nu mai contează absolut nimic. Am avut curiozitatea să văd cât valorează, din punct de vedere chimic, trupul nostru. Știți cât valorează trupul uman, din punct de vedere chimic? Undeva la 5 dolari. Fie 5 euro. Din punct de vedere chimic, apă și ce mai este în organismul nostru, trupul tău și trupul meu valorează undeva la 5 euro, 5 dolari. Și cu toate acestea, este o echipă de experți din America care au evaluat din punct de vedere medical cât este valoarea trupului în ansamblu. Peste 10 milioane de euro. Totuși, ce face diferența? Compoziția trupului tău, chimic vorbind, 5 euro. Trupul în ansamblu, 10 milioane de euro. Știți care este lecția lui Pavel? În măsura în care suntem partea bisericii, suntem valoroși. În măsura în care ne izolăm și nu suntem partea bisericii, valoarea noastră scade dramatic. Noi suntem valoroși doar în măsura în care suntem partea comunității de credință a bisericii lui Iisus Hristos. E foarte important în dimineața aceasta să realizezi faptul că ai nevoie și de celălalt ca să-ți poți împlini slujba. Eu pun întrebarea, cum aș putea eu să fiu predicat dacă n-aș avea cui să predic? Am nevoie în această dimineață de voi ca să am cui predica. Am. Da, frații cântăreți, au nevoie de frați cu... alături de care să cânte. Au. Da, dumneata care a cuvântul, ai nevoie de mine să-ți predic cuvântul. Eu sper că da, ai nevoie de cineva care se roage pentru tine. Ai nevoie de cineva care să stea cu tine, să te consilieze, să te îmbărbăteze. Ai nevoie. Ai nevoie de cineva care să-ți primească mărturia. Ai nevoie. Noi avem nevoie unii de ceilalți. Fără comunitate, valoarea noastră scade dramatic. 5 euro. Dar în comunitate, valoarea noastră este fantastic de mare. Suntem valoroși doar în măsura în care suntem integrați într-o biserică. Mi-aduc aminte de unul dintre colegii mei, citea foarte multe cărți de conducere și lor chemat uh, niște frați să preia biserica respectivă în sectorul pastoral. Și ne-au povestit, uh, da bine, nu rezistam mult, câteva luni și lor trimis frații la plimbare. Uh, și la prima ședință de comitet la care participă colegul meu, el era mai mare ca mine cu trei ani de zile. Și ne-au povestit acolo la studenți, zice, când eram studenți acolo de vorbă la capelă, la prima ședință de comitet le-am spus, vă dau pe toți afară. Frații toți, cum ne dai pe toți afară? ce nu sunteți buni. Dar de ce nu suntem buni? Ascultați argumentul. Dacă ați fi fost buni, nu m-ați fi chemat pe mine. Faptul că m a chemat pe mine, zic, vă nu sunteți buni. Și așa spun legile conducerii, desfințez echipa, pui al manager, faci altă echipă. Și el zice, băi, am desfințat și asta văd eu ce-o fi. Nu rezista mult și s-a încheiat lui acolo. Există abordarea aceasta, băi, eu n-am nevoie de fratele și sora mea. Unul e radical, unul e prea deschis la minte, unul e prea în vârstă, altul e prea tânăr. Ăla, se strigă, ăla strigă prea tare rugăciuni, ăla se roagă prea încet. Ăla nu vine la donare numai că nu știu ce, dar auzi, eu n-am nevoie. Eu vreau numai așa. Iubiți-mă, ascultați-mă, toți avem nevoie unii de ceilalți. E foarte important să înțelegem că noi suntem trupul lui Hristos. Mie îmi place numai cu aia care citesc nu știu cât sau cu aia care nu citesc. Mie îmi place mai cu aia care, care au bani sau cu aia care sunt săraci, că nu mă simt complexat în prezența lor. Iubiții mei, în biserică, niciun dintre noi nu ne putem împlini slujba, chemarea, talentul de unii singuri. Toți avem nevoie unii de ceilalți. Știți cum este biserica? Biserica este ca o echipă de fotbal. Nu este și un tenismen are nevoie de un antrenor, are nevoie de un preparator. Nu poți în viață să fii de unul singur. Nu, du tu, de exemplu, un om care face singur business și vrei să propășească business-ul tău. Nu merge de unul singur. Ai nevoie de unul care să-ți facă una, unul care să-ți facă alta. În biserică avem nevoie unii de ceilalți. De exemplu, vi la adunare, ești descurajat. Ai nevoie de cineva când vii la adunare, da? Să te încurajeze. Ai nevoie, ai nevoie. Ai darul încurajării. Eu vreau să te întreb, dacă nu vii la adunare să încurajezi pe cineva, cum poți tu să spui darul în, tala, în negoț, darul lui Dumnezeu pentru tine? Ai darul de a te ruga, un dar extraordinar de important. Dar cum poți tu să-ți folosești darul acela dacă nu vii la adunare și spui, frate, soră, eu aș vrea să mă rog, am pentru ce să mă rog pentru tine? Ai darul de a organiza, un dar extraordinar de important. Cum poți să-l pui în slujba Domnului dacă nu-ți faci timp să, să, vii la adunare să organizezi? Ai darul de a învăța copii. Cum poți tu, de exemplu, să spui pui negos darul acela pentru Dumnezeu? Nu pentru profesia ta. Dacă nu vii la adunare și te pui la îndemâna Domnului, dar ai nevoie de copii pe care să-i înveți. Ai nevoie de frați pe care să-i organizezi. Ai nevoie de cel de lângă tine. Avem nevoie unii de ceilalți. Nu se poate ceva de genul, auzi, eu cu Domnul sunt bine, dar nu mă interesează de biserică. Toți avem nevoie unii de ceilalți. Zice Pavel să nu fie dezbinări între voi. Eu stau și m-am gândit ca păstor acum, primi la Domnului păstoresc de la 23 de ani și predic Evanghelia de la 17 de ani. Am crescut în biserică. Știți ce am văzut? Ok, acum am... Doamne, păzeaște că când vezi un om care se jartă în biserică, zici, du-te omule și nu te mai întorci altul. Pentru că cum să te cerți în biserică? Nu există așa ceva. Un om pocăi nu se ceartă, domnule, în biserică, o să te cerți. Dar zice în felul următor, există o altă metodă mult mai... Da, pe vremuri să certau frații în adună, adunările generale, toți prunci acasă, urmați-vă, zicea fiecare ce te ia capul, nu se pinge pe sus scaunii. Între timp, oamenii sunt rafinați, sunt cu bun simț, s-au schimbat. Dar există o altă șmecherie a diavolului, o subtilitate fantastică. Știți care este dezbinarea aceasta? Ce ziceți? Dacă unul trage într-o parte, altul trage în altă parte, cum merge treaba? Imaginează soț și, soțul și soția, dragoste la prima vedere sau la mai mare vedere și totul frumos, au proiecte comune. Dar la un moment dat, soția zice, eu vreau așa. Bărbatul zice așa. Fiecare trage în partea lui. Ce se alege de acolo? Cum merge casa aia? Nevasta merge în stânga, bărbatul merge în dreapta. Dar, uzi, dar nu se ceartă? Nu se sabotează unul pe altul direct. Dar ea face cum îi tai capul, el face cum îi tai capul. Cum îi treaba aia? Forma subtilă de dezbinare este fiecare în drumul lui, fiecare pe partea lui. Bă, dacă mi îmi place, auzi, astăzi nu vin la adunare, astăzi mă implic, mâine nu mă implic, nu mi-o ceru părerea, nu mă mai implic, nu mă bagă cineva în seamă, nu da pacea Domnului cu mine și mi-o strâns mâna cum aș fi vrut eu, au ceva cu mine, așa, nu mă mai implic. Iubiți mei, o căsnicie, o biserică ca să reziste, să fie unită, nu trebuie să fie dezbinare. Și dezbinare nu înseamnă neapărat că ne certăm în familie sau ne certăm în biserică. Dezbinare înseamnă fiecare pe drumul lui. Avem diseară întâlnire de familie. Întrebarea este, vei veni? Îți pasă de lucrarea aceasta? Avem această seară de evangelizare specială și am început să postim și toată săptămâna am postit săptămâna aceasta ca Domnul să lucreze astăzi și vom posti din nou înainte de evangelizare. Întrebarea este, tu ești partea a lucrării? Te interesează pe tine? Cred din toată inima vorba aceea. Mi-a spus un frate când am început slujirea ta, mi-a spus frate și am cum trec ani, mi-aduc aminte de vorbele din tinerețe. Ce mai frate, cum tratezi tu biserica? Așa te va trata Dumnezeu pe tine. Tratează cu toată dedicarea, cu toată pasiunea biserica, că ascultă-mă, Dumnezeu nu se lasă dator. Pe ce vei pune tu mâna, Dumnezeu va pune bine cuvântare, dar fi un om care tratezi biserica Domnului cu toată pasiunea. Pentru că biserica este familia lui Hristos. Și mi-a rămas în minte vorba aceasta. Biserica este familia lui Hristos. Avem nevoie unui de ceilalți. De aceea, hai mai din timp la adunare. Mai dă pace cu celălalt. Am o trecut și pandemia. Acum, de exemplu, nu știu cei care a spus, că prin Europa, ați văzut că, de exemplu, italienii se salută numai așa. Nu prea dau pacea Domnului. Dau de forță, așa. Da francezii, belgenii, ăștia au mers în cealaltă parte. Ăștia când te văd pe stradă, la restaurant, ăștia toți te pupă. Eu l-aș duce pe un italian, o leac în Belgea sau în Franța. Când era perioada de pandemie, nici nu știam ce să fac cu frații. Mergeam pe undeva, când dădeam pace, vedeam că și aranjau una altă banii, ce știu Batista prin buzunar. Nu dădeai pace cu ei? Bă, ce mândru -i îi salutam așa la un moment dat. E fricos să te ame de pandemie. Vorbea și despre cer, despre ai că merge la Domnul acasă, dar uite, el nu vrea să meargă mai repede la Domnul. Nici nu știa cum să procedez. Dar acum, har, ah, Domnule, ascultați-mă, nu mai e pandemie, putem să ne saltăm unii pe alții. Ce frumos ar fi să venim toți măcar la fără un sfert acei Și să stai de vorbă cu fratele sau sora, pentru că ai nevoie de el și, și el are nevoie de tine. Restaurantul sau biserica de tip restaurant înseamnă, auzi, ce pot să facă frații pentru mine? Când Kennedy a fost ales președintele Americii, a avut un discurs fantastic și a spus în felul următor, printre altele, nu vă mai gândiți și nu vă mai întrebați ce poate să facă țara pentru voi. Gândiți-vă și întrebați-vă ce puteți face voi pentru țară. Apropo, noi suntem mântuiți prin credință, prin har, dar suntem răsplătiți după, după fapte. Întrebarea este, dar ce în Ce ar putea răsplăti Domnul la mine sau la tine? Dar dacă ai veni o leacă mai devreme și ai vedea pe unul că e amărât și l-ai întrebat, frate, ce ai, soră, ce ai, aș putea să-ți fiu de folos cu ceva. Ce zici, ar conta lucrul acesta? Dacă îl vezi pe unul că este disperat, să ți spui, uite, săptămâna asta o să mă rog pentru tine într-un mod special, o să postez pentru tine, ar conta oare lucrul acesta? Oare ar nota Dumnezeu? Ce zici? Ți-a adunat răsplată dincolo în veșnicie. Ați băgat de seamă că Dumnezeu ne-a dus în trupul lui ca să ne slujim unii altora și în felul acesta slujindu-lui Dumnezeu și slujindu-ne unii altora și slujindu lui Dumnezeu, vom avea răsplată dincolo. Domnul să ne ajute la acest lucru. Frații mei, avem nevoie unii de ceilalți. Zice Apostolul Petru în felul următor, voi sunteți pietre vii. O întrebare, ce folos de o piatră? Cât de valoroasă este o piatră dacă este de una singură? Pietrele vie au valoare doar în măsura în care sunt în trupul lui Hristos ca să fie o casă dovrincească, să fie Templul lui Dumnezeu. De unul singur, nici tu, nici eu, nu avem o valoare extraordinară. Dar împreună avem o valoare fantastică. De ce să spese de Biserica Locală? În primul rând, pentru că atitudinea ta față de Biserică oglindește relația ta cu Isus. În al doilea rând, pentru că ai nevoie și de aportul celuilalt ca să-ți împlinești menirea. Ai nevoie mână de ochi, ochiul ai nevoie de frunte, frunte ai nevoie de picior, avem nevoie toți unii de ceilalți și avem nevoie de stomac, avem nevoie de rinic, de ficat. Acum, am citit puțin în contextul istoric, pentru că Pavel vorbește întotdeauna în contextul în care trăiește. Și erau dez, -mite dezbateri prin lumea romană, grecească, despre importanța oamenilor. Și în general, ochiul era socotit și fruntea liderul politic, iar gura care vorbește era socotită întotdeauna oratorul, filozoful. Și ăștia erau oameni importanți din cetate și ceilalți plebea nu contau. Pavel vine și răstoarnă lucrurile și zice și stomacul este important, și ficatul este important. Acum, de exemplu, fără o mână se poate trăi. Păzească Domnul. Fără un picior se poate trăi, fără amândouă se poate trăi. Dar te întrebi, fără inimă poți să trăiești? Fără ficat poți să trăiești? Păi cine vede ficatul? Cine vede inima? Noi nu putem uni fără ceilalți. Toți avem nevoie unii de ceilalți. Toți avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții. Toți avem nevoie să ne ducem pocăința până la capă, să ne încurajăm, să slujim împreună Domnului. Avem nevoie unii de ceilalți. Și trei, de ce să spese de Biserica Locală? Pentru că celorlalți o să le pese de tine doar atât cât îți pasă și ție de ei. Ascultă-mă bine ce spun. Celorlalți o să le pese de tine doar atât cât îți pasă și ție de ei. Zice. Mâna îngrijește de picior, ochiul îngrijește de oreche, inima îngrijește de ficat, ficatul îngrijește de rinichi, trupul îngrijește unul de celălalt. Dacă suferă un mădular, tot trupul suferă. Dacă este prețuit un mădular, tot trupul se bucură. Pentru că, ascultați-mă, noi suntem în trupul lui Hristos și toți trebuie să îngrijim unii de ceilalți. Dar asta este o realitate pe care fiecare dintre noi trebuie să o învățăm. Oamenilor le va păsa de noi atât cât ne pasă noi de ei. Nimic mai mult. Când am început slujirea pastorală, un frate mi-a povestit printre altele și îmi spunea felul următor, frate, dar să știi că e foarte important să realizezi lucrul acesta. Și anume, oamenilor nu le pasă, zici atât de mult de cât ești tu, cât le pasă de cât de mult te interesează pe tine de ei. Și mi-au repetat încă o dată, ascultă-mă bine. Oamenilor nu le pasă așa de mult de cât ești tu. Cât ești tu de cul, cool, câte informații, cât de bine vorbești, cât le pasă de ideea aceasta că ție pe tine chiar te interesează de ei. Deci, cu alte cuvinte spunea dânsul, e mai important decât cunoștința pe care o ai, decât predica pe care o ai, e important să vadă oamenii că te interesează de ei. Mi-a rămas în minte vorba aceasta și m-am gândit la ea și apoi am uitat-o după ceva vreme. Dar am citit în faptele apostolilor că la un moment dat o femeie pe nume Tabita a murit. Era Petru undeva în apropiere și frații credincioși și văduvele de la Iope au trimis în orașul respectiv după Petru să vină Petru pentru că a murit sora Tabita. Și ce vor să facă femeile acestea cu murit sora? Bine, bine, a murit, acum nu, no, asta este, ce să mai faci? Moare omul. Și zice Scriptura că a venit Petru, l-au întâmpinat frații și văduvele din cetate, din Iope, începeau să plângă, plângeau foarte tare. Și fiecare și-a dus una o rochie, altă o cămașă, altă o fustă și toate arătau hainele pe care le făcuse Tabita. și au pus o întrebare, totuși, după ce o trimis după Petru? Are să prece la slujba de mormântare, cum ne cheamă pe noi să predicăm la mormântare? Eu cred că mai mult. Care a fost rațiunea că i-au adus hainele, văduvele și-au plâns-o pe Tabita? Și-au adus hainele și-au zis, uite, ne-au făcut hainele acestea. Care a fost rațiunea? Eu cred că acolo a fost Duhul lui Dumnezeu care le-a îndemnat aducându-și aminte de faptele frumoase ale Tabitei, se întoarcă cu aceeași monedă. A auzit că Enia nu de mult a fost vindecat, un om bolnav de 8 ani paralizat s-a ridicat în numele lui Hristos și a fost vindecat. Și probabil în inima cuiva încolții gându dacă Isus l-a înviat pe Lazar și a zis Isus că ucenicii vor face lucruri mai mari decât a făcut el, oare Petru nu poate să învie pe femeia aceasta specială care și-a dedicat toată viața bisericii, ne-a făcut haine, ne-a făcut bine, să facă Domnul o minune. Și a venit Petru, i-a scos pe toți afară, în a îngenunchiat, s-a rugat și Domnul a redus-o la viață pe tapita. Știți de ce? Pentru că acestei femei i-a păsat de celelalte femei. I-a păsat ce mănâncă, i-a păsat ce îmbracă, i-a păsat de spiritualitatea lor. Și în timp ce am dat peste pasajul acesta din Scriptură, mi-am adus aminte de vorba acestui frate în vârstă și mi-aduc aminte de vorbele acestea, nu sunt atât de interesați oamenii de cât te știi, pe cât sunt interesat de cât îți pasă de ei. Și mă întâlnesc cu dumnealui după câțiva ani de zile, se pensionase între timp și zic, frate, bine vă merge. Respectat de biserică, oamenii îl apreciază foarte mult, îl îndrăgesc foarte mult și acum, după mai bine de 10 ani, îi dau pensie, un plin de motorină în fiecare lună, chiar două când e cazul. Și a zis, frate, de ce? Un plin două de motorină, pensie. Respect, oamenii vă caută. În general, când nu mai are funcție, nu mai caută nimeni. Eu am auzit oameni care au avut funcții importante la trei luni de zile, nici neamul lor nu a mai fost neamul lor, nimeni nu mai bagă în seamă. Și totuși, cum adică, frate, pensie de mai bine de 10 ani, în plin, două pe lună, oamenii te vizitează, te caută, te sună, cum? S-a uitat la mine, mi-a zâmbit și frate, dar îți să aduce aminte, ți-am zis la început de drum. Că oamenilor nu le pasă atât de multe decât ești știi, pe cât le pasă de faptul că tu ești interesat de ei. Mai spune profetul Isaia, bine de cel neprihănit, lui va merge bine și se va bucura de rodul faptelor lui. Și mai zice înțeleptul în proverbe, cine udă pe alții, va fi udat și el. Frate danse, zice, ce-am semănat aceea cu Ți-aș dori și ție, zice, să-ți dea Dumnezeu bătrânețea mea. Pentru că mă simt foarte bine, frații mă respectă, mă iubesc, mă caută, mă ajută, mă sprijinesc. Și mi-a rămas în minte vorba aceasta, cine udă pe alții, va fi udat și el. Pentru că în viață, oamenilor le pasă de tine în măsura în care îți pasă și ție de ei. Ce te interesează pe tine cu unui mare filozof? Să fie, domnule. Vorba aceea. Dar pe ce treabă avem noi cu Eminescu? Ne-o dat și poezii de învățat. De Eminescu nu mai poți la urmă lui, nu? Ok, un geniu. Dar dacă e vorba de tatăl tău, de mama ta, sar în foc pentru ei. Dar pentru Eminescu sare cineva. Pentru Heidegger, pentru Kierkegaard, sare cineva în foc. Pentru can, sare cineva în foc. Pentru Froi, pentru Iung, sare cineva în foc. Dar pentru tata, pentru mama, pentru fratele care ți a făcut bine, care te a ajutat când ți-a fost greu, pentru sora care te-a încurajat când ai fost disperată, pentru acela care a fost cu tine când ți-a fost greu, a fost lângă tine, nu e așa că lucrurile se schimbă. Pentru că oamenilor le pasă de tine numai în măsura în care îți pasă de ei. Dacă vrei să te trateze lumea cu respect, respectă și tu. Dacă vrei să te trateze lumea cu apreciere, apreciază. Dacă vrei să fie încântată biserica când te vede, fii și tu încântat când îi vezi, transmis așa du-te la plimbare, lasă-mă în pace îți să seama cum simte omul respectiv oamenilor le va păsa din biserică, numai în măsură în care îți pasă ție de ei le va păsa și lor de tine aud frați care spun, mai ales la minte biserici frate zice, dar nu m-a vizitat nu știu, nu m-a vizitat sora, fratele din adunare colegul meu nu m-a vizitat și de fiecare dată îmi vine în minte vorba aceasta dar tu ai vizitat pe cineva Întreabă-te când a fost ultima dată când tu ai vizitat pe cineva în biserică. Nu vin la biserică. Noi avem prostul obicei când cineva lunică spiritual să luăm piatra, să dăm după el de mână, bă, păcătosul și vai de capul lui. În schimb, ar trebui să ne încurajăm unii pe alții. Ar trebui să înțelegem că avem nevoie unii de ceilalți. Să, să zic eu, abia aștept să mă duc în fiecare duminică la adunare, să-mi vorbească Dumnezeu, să cânt din toate, mele, dar încă ceva, să fiu o binecuvântare pentru cineva din adunare. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, când stai în prezența Domnului, în această dimineață, tu ai fost o binecuvântare pentru cineva? Printr-o încurajare, printr-o rugăciune, printr-o mijlocire. Vedeți, asta este marea problemă. Cum vezi biserica? O vezi ca pe trupul lui Hristos sau o vezi ca pe un restaurant? La un restaurant, vii, pui la masă, servești și te duci. Dar ai nicio treabă cu nimeni. Eventual zâmbești protocolar la celui din stânga, din dreapta, așa este tot în familie, în trup. Te interesează. Dacă îl doare pe un picior, suferă și mâna. Dacă te doare ochiul, te doare și sufletul. Dacă, nu știu, ai o problemă la un deget, mă, te ai pișcat o leacă la un deget. Un prieten de-a meu, de la Poieni, un slujitor al Domnului, din atenție și-o tăia degetul, nu chiar tot, dar o bună parte din deget și-o tăia la circulă. O trecut de atunci mai bine de 2 ani de zile. Eu scoș o bucată de os și frate Dan zice, când mi-aduc aminte, și mă doare degetul. Dar când mă doare degetul, mă doare toată mâna. Cum adică, domnule? Să simți așa de tare, da. Iubiți mei, așa ar trebui să simțim unii cu ceilalți. Să te bucur că l vezi pe fratele, sora, să ne rugăm unii pentru ceilalți, să ne încurajăm, să ne sprijinim, să fim o binecuvântare unii pentru ceilalți. De ce să spese de biserica locală? De ce să fii un om care ești parte acestui trup numit Biserica în Iubiți mei, Relația noastră cu Domnul este oglindită în atitudinea noastră față de biserică. Felul în care te raportezi la biserică, frecvența întâlnirii, participării la întâlnire. Apoi, susținerea financiară a proiectelor biserice, a lucrării. De asemenea, interesul față de frați, de surori, de probleme lor spirituale, materiale, omenești. Arată cum te raportezi la Isus. Doi, de ce să îți pese de biserica locală? De ce să fii loial adunării? Pentru că fratele meu și sora mea, niciunul dintre noi nu ne descurcăm singuri. Toți avem nevoie unei de ceilalți. S-a dat Domnul un dar, un talent, dar talentul respectiv ca să-l pui în slujba Domnului. Nu poți să zici, bă, eu singur slujesc Domnului. Pentru că dacă tu ești de unul singur, ascultă-mă, să fii ochi, să fii mână, să fii ureche, să fii inimă, să fii ce vrei. În afara trupului nu ai valoare. Doar în măsura în care ești în trupul lui Hristos ai valoare și preț. Pune preț pe lucrul acesta, că Dumnezeu te-a pus în parte a trupului său. Și foarte important de asemenea. Te rog, reține lucrul acesta. Felul în care tu te raportezi la oameni, îi va determina pe oameni să se raporteze la tine. Uită-te în general la un om care știe să respecte, este respectat. Uită-te la un om care știe să ajute, să încurajeze, este încurajat și ajutat. Pentru că, ascultați-mă, fiecare dintre noi proiectăm asupra celorlalți propria noastră atitudine. Uită-te să vezi cum te tratează oamenii. Asta, de fapt, este atitudinea ta proiectată din vedere psihologic. Tu așa îi tratezi pe ei. Vrei să fii iubit, vrei să fii respectat, vrei să fii apreciat, vrei să le pasă altora de tine. Fă și tu la fel. Hristos a spus în felul următor, tot ce voi să vă facă oamenii, oameni, faceți-le mai întâi voi lor. Iubiți mei, e foarte important să ne pese de biserica locală. Pentru că relația noastră cu Isus este oglindită în atitudinea față de biserică. Pentru că avem nevoie unii de ceilalți ca să ne împlinim slujba, menirea, chemarea. Pentru că felul în care ne raportăm la ceilalți, ascultă, mai va determina pe ei să se raporteze la noi. Și mă rog Domnul să ne ajute la aceasta. Și vă invit să vă ridicați în picioare în momentele acestea. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru Biserica Învierea. Aș vrea să-i mulțumesc, Domnului pentru fratele Sora, că este partea învierii, că este prietenă în această dimineață. Să mulțumim Domnului unii pentru ceilalți în această dimineață. Fără oricare dintre voi, întâlnirea noastră nu era completă în dimineața aceasta. Eu mă bucur când vă văd pe toți în adunare și Domnul să vă țin obiceiul să fiți nelipsiți de la adunare. Dar să mulțumim Domnului unii pentru ceilalți. Și apoi aș vrea să ne rugăm Domnului să ne dea putere să ne iubim unii pe ceilalți. Să ne dea putere să simțim unii cu alții, să ne dea putere să fim implicați în toată lucrarea bisericii, ca în felul acesta să-i slujim lui Dumnezeu.